dar e cam scump pentru pensiile noastre. O să avem o bucățică mică. Pentru că nu vă permiteți mai mult. Din pensia de 2000 de lei n-am cum. Mai avem și nepoței și câte puțin din fiecare, așa să fie. Să nu fie chiar masa goală. Unele mese vor fi chiar goale anul acesta de Paște, însă de pe și mai multe va lipsi mielul. Prețul mult prea mare în raport cu salariile și pensiile pe care le câștigă timișorenii îi fac pe mulți dintre aceștia să își pună pofta în cui sau să mănânce miel cu porția. Foarte scump, nu scump. Și ce veți face? Ce-ți fac? Nimic. Îl tăiați de pe listă? Tăiat, gata. E tăiat, gata, de pe listă. Păi se poate să fie masă de Paște fără miel? Se poate, pentru că așa e. E prea mult. Am fost în gane, miel, 59,99. Adică 60. Aici cât e? 50, nu? Mai puteți cu aceste scumpiri? Păi n-am ce face. Cam scump. O să aveți miel pe masa de Paște? Da, pentru că așa e obiceiul. Dar nu ca altă dată. Mai puțin? Mai puțin, da. Toate preparatele vor fi mai puține anul acesta? Da. De ce? Păi nu ne permitem. Eu sunt singură, soțul meu a murit, cu pensia mea nu-mi permit. Unii clienți se gândesc și la costurile și munca pe care o depune un fermier până crește un miel. Mai mult decât atât, alți timișoreni strâng cureaua pe tot parcursul anului pentru a avea o masă de sărbători ca la carte. Păi dacă m-aș pune în locul vânzătorului, nu-i scump, că e muncă multă. În locul cumpărătorului, e scump. Și ce veți face, doamnă? Păi luăm. Vă permiteți? Păi măcar acolo, 3-4 kg, nu? Nu se poate fără miel pe masa de Paște. Păi nu, nu. Nu, cum să nu? Trebuie să luăm. Și ce veți mai pune pe masa de Paște? Păi drob, salată de beof, de ciuperci, de astea, ciorbiță, plipturica de miel și prăjituri, cozonac, ăla bineînțeles că-l facem. Doamne, înseamnă că pe dumneavoastră nu v-a afectat inflația? Ba, e afectată toată lumea de inflație, dar Paștele e o dată pe an. Și atunci, în restul, te mai strângi ca să ai de Paște. Deci, cât ai fi de sărac când eram copii, cât eram de săraci, haine de Paște la o părință, mielul, pe urmă poate mâncai numai ciorbă de fasole, varză și în restul timpului, dacă când era Paștele, Crăciunul, când mai era la Sfânta Marie o rugă sau de Rusalii, atunci să mânca bine. Și spuneți că așa faceți și acum, doamnă, vă chiverniziți pe parcursul anului ca să aveți de Paște și de Crăciun. Da, păi bineînțeles, bineînțeles. Mielul este vedeta mesei de Paște. Deși mulți timișoreni spun că prețul acestuia este foarte piperat, alții spun că nu există masă de Paște fără miel, așa că au venit deja în piață pentru a-și alege bucata perfectă de carne.